Bună ziua, doamnelor și domnilor. 22 martie 2023. Cezar Zanfir de aici din sudul Angliei. Vă salut și vă împărtășesc bucuria mea pentru că astăzi în sfârșit avem probabil 2-3 ore de vreme totuși bună în care văd că albinuțele au început să aducă și polen. Noi așteptăm o săptămână proastă, nu neapărat ca temperaturi, pentru că temperaturile vor fi așa aparent, dacă te uiți la televizor, bune, dar vor fi, va fi vânt și chiar ploaie. Vreau să vă atenționez din capul locului că filmulețul va fi cu undeva la un sfert de oră, sper să nu vă supărați și să rezistați până la final, așa încât trec repede la subiect ca să nu lungesc prea mult. Eu v-am tot vorbit despre metoda mea minimalistă de lucru cu albinele, iar astăzi vă arăt una dintre cele mai importante lucrări și anume inversarea corpurilor. Ați văzut că în sistemul tradițional, în perioada aceasta se restrâng cuiburi, se pun rame după diafragmă, se descăpăcesc rame, Vreau să vă prezint o metodă în care nu descăpăcim rame, nu punem rame după diafragmă, nu punem sus, jos, în stânga, în dreapta. Dimpotrivă, eu vreau să determin albinele să accelereze sau să decelereze dezvoltarea lor sau, mă rog, creșterea de puiet sau de cules, o să vedeți pe parcursul anului, dar acum eu practic o să mergem repede la doi stupi. La primul vă arăt așa, să zicem, pe pas cu pas și la al doilea cam cât ar dura în real o inspecție, pentru că eu dacă depășesc 3-4 minute la stup, deja înseamnă că ceva nu e în regulă și trebuie să caut o soluție să fiu mai rapid, mai eficient. Deci eu nu-s cu descăpăcit, nu-s cu așa, vă prezint și o să vedeți că această metodă vă oferă o dezvoltare comparativă cu metoda tradițională, dar cu de 5 ori mai puțin timp și probabil de 5 ori mai puțin efort. Doar trebuie să lucrăm cu cap și să determinăm albinele să facă ceea ce ne dorim și nu să facem noi, mă rog, artificii de genul descăpăcit după diafragme, băgat, scos, restrâns, lărgit. Pentru asta vă trebuie familii puternice, știți foarte bine, o să discutăm de asta mai mult spre toamnă. La acest moment, știți tupii mei, în general lăzile sunt pline, dar din filmările de săptămâna trecută ați văzut că am puiet în special în corpul de sus, mai puțin în corpul de jos sau deloc și rezerve încă suficiente. Vă mai informez că eu nu am hrănit până la acest moment deloc. Aș fi hrănit ceva proteic, vă spun sincer, dar nu am avut decât foarte puțin și știți că am făcut o mică tortiță, dar energetic nu se justifică în niciun fel. Mă rog, dacă ai rezerve, sigur că dacă nu lași să moară stupul. Bun, haideți să trecem la treabă și comentez în timp ce discutăm. Unde filmez? Filmez la alți doi stupi, de asta dată mer-mer, adică nu ca cei albaștri de acolo, îi știți, care au și corp de National, care merge spre vânzare. Haideți să începem treaba, să-i dăm rapid. Am făcut și o filmare ieri la stupina roilor, dacă o glumă așa, dacă vreți. Am găsit majoritatea atât de buni, încât mi s-a părut aproape indecent să vă prezint filmarea cu stup pur și simplu pe 20 de rame de mer, plin de albină, plin de puiet și, vă rog, sper, s-ar putea să fac totuși filmarea. Bun, haideți repede. Ce facem noi? Sau ce fac eu? Vă amintiți de faptul că eu protejez crescăturile făcute de albine din toamnă până în primăvară? Și v-am spus și motivul pentru care fac asta, dar a venit momentul să trecem la altă etapă. Deci, trebuie să curățăm un pic stupul, pentru că acest corp va fi corpul de jos. Și atunci avem nevoie de
spațiu curat. Până când curăț eu, haideți să vă spun și câteva câteva cuvinte. Ce urmărim prin schimbarea, să spunem, corpurilor, prin inversarea corpurilor? Păi, noi avem acum în corpul de sus mai multe rezerve decât e necesar și în corpul de jos prea puțin puiet decât vrem. Vrem să transformăm aceste rezerve. O să trec, o să adun ceara asta, că nici astăzi n-am fost atât de vrednic încât să-mi aduc, am o găletușă neagră în care colectez ceara. Asta este. Eu v-am mai spus că eu nu mă pregătesc pentru filmările astea așa cum credeți dumneavoastră. Eu nu fac editare. Cum iese, așa iese. În sfârșit. Bun. Deci, ce avem încă o dată? În acest corp mai multe rezerve decât am vrea și în corpul de jos mai puțin puiet decât am vrea. Pentru o inspecție în sistemul meu trebuie să facem două lucruri. 1. Eliberăm a doua ramă din partea dreaptă, deci dinspre vest. Da? De ce scoatem a doua ramă? Întotdeauna a doua ramă. Pentru că este cel mai puțin probabil să fie regina pe ea. Ia uitați-vă, deci încă rezerve. Încă rezerve. Au, într-adevăr, au mai și consumat. Dar încă rezerve foarte mari. Bun. De ce a doua ramă ca să continui? Pentru că e foarte puțin probabil să... Hai să arăt și prima ramă, că să nu mai aud pe unii că am 5 albine, că am 2 albine, că... Da. Deci, rama a doua, întotdeauna sunt puține șanse să fie regina și 2. În general, este o ramă cu... De trântor la mine, că aici e locul ei, rame clăditoare, sau cu polen în cel mai bun caz. Deci rama 2 o scoatem să vedem ce resurse mai avem. Mai are sens să ne uităm? La stupul ăsta vă arăt. La următorul o să vedeți cum fac și trec imediat ca să nu pierd timpul. Că nu... Eu știu de aici încolo ce este, da? Deci rezerve este... Este, cum să vă zic, este puțin important să scot ramă cu ramă și aș pierde timpul, dar pentru filmare o să fac lucrul ăsta. Încet, încet ne apropiem de cuib. Ia să vedem aici. Da, încă suntem la rezerve, dar aici au început și... Da, frumos. A, nu, sunt larve. Cum să vă arăt eu? Haideți că... Ia... S-ar vedea ceva? Bun, nu lungesc. Deci aici e marginea, să zicem, cuibului, da? La acest stup încă o dată vă arăt. La următorul trecem 2, rama 2 și rama centrală. Aici avem ramă integrală cu ouă și larve. Integral. Aici este ușoară, au mâncat-o. Poate vedem și reginuța, nu. Nu ne oricum nu ne interesează regina. În secunda în care am văzut ouă larve, inspecția s-a încheiat în mod normal. Acum noi facem pentru filmare. Cum vă spuneam, ia uite, deja fac potirașe. Deci, arie de puiet, arie de puiet, sper să se vadă, da? De aici începe, ați văzut că cealaltă a extins cu ouă și larve. Deci, este inutil ce facem acum, să ne uităm la fiecare ramă, dar de dragul filmării mai scot o ramă. În mod normal, eu o scoteam direct pe asta. Adică mă duc la centrul cuibului. A doua. Ia uite, o altă semiplacă de puiet, da? Se vede foarte ușor. Și e foarte clar. Știți opinia mea că apicultura adevărată e în mare măsură matematică. Bun. Deci... Aici avem marginea cuibului, cum am văzut, da? În mod normal, trebuia să scot doar o ramă dinspre centru, unde să verific prezența ce? A puietului. Atât a acelui, să spunem, căpăcit,
dar mai ales a ouălor și larvelor. Ce facem acum? O să pun asta un pic mai la margine, că nu contează, că aici nu-i cuib. Aici ne putem juca un pic cu ordinea. O pun pe asta pentru că are mai multe resurse la margine. Una dintre ele nu avea așa multe resurse. Deci, ce avem în acest corp, ca să încheiem discuția? Avem puiet pe 1, 2, 3, 4, 5 rame sigur, probabil și a 6-a și a 3-a, dar nu e important lucrul ăsta neapărat. Avem puiet căpăcit, avem puiet larvar, avem ouă. Deci avem regină ouătoare și colonia este în expansiune. Nu are sens să mai pierdem vreme aici. Rezerve arhi-suficiente, după cum ați văzut. Încă nu face sens să hrănim această colonie. Îi punem folia și chiar capacul pentru a încerca să ținem acest corp ferit de vânt, după cum îl vedeți, și mergem la corpul 2, la corpul 1, da? Mergem în interior. Ia. Da. E destul de greu. E în regulă. Îl punem pe o platformă. Așa arată corpul de jos. Ce facem la corpul de jos? Simplu. Ne asigurăm că avem spațiu gol, spațiu de ouat, spațiu disponibil, da? Mergem iar la a doua ramă, dar pentru că aici așteptăm sau ne așteptăm să fie mai mult gol, mă rog, să fie ceva polen ar fi ideal, ceva păstură, dar teoretic aici nu are ce căuta puietul. Haideți să putem să scoatem și pe a treia aici. De asemenea, nu știu în ce măsură regina ar putea să fie la momentul ăsta pe o ramă mărginașă. Avem ceva albine. Avem și chiar și ceva rezerve. Gata, e în regulă, deci e aproape gol. E bine. Următoarea ramă care este? Hai, ghiciți dumneavoastră. Clar, o ramă centrală, nu? Ce să mai... Mai are sens să discutăm? O ramă, două centrale. Uite, o scoatem pe asta. Pentru filmare, probabil și pe vecina ei. Dar eu nu sunt atât de curios. Dar haideți să vedem dacă au extins cuibul jos. Ca asta urmărim. Ia uite cum l-au extins. Vedeți? Căpăcit aici. Ia să ne uităm un pic așa în lumină. Bineînțeles. Cu... Ia uite larvar. Ia uite larvar mare acolo. Se pregătește să-l căpăcească. Probabil că acum încep să căpăcească. Deci au extins cuibul și jos. Vedeți ce albine cu polen. Ia uitați-vă și mătcuța. Marca Cezar Zanfir. Ia uitați-vă că e deja mare. E deja grăsuță, să-i spunem așa, da? Caută să pânteze. Observați, nu la marginea ariei de puiet. Nu fuge, nu se mișcă, nu aleargă pe aici. Asta înseamnă albine bune. Trebuie întotdeauna să țineți cont că varietatea albinelor cu care lucrați este foarte importantă. Ca multe crescături pentru gustul meu. Așa. Haideți că uite, am scăpat o bucată de ceară acolo. Am luat-o, am reușit. Gata. O lăsăm în pace să-și vadă de treabă. Are și polen. Avem și puiet jos. Am văzut și regina. Nu ne mai trebuie practic nicio informație de la acest stup. Am închis stupul. Recapitulăm. Ce avem sus? Avem puiet în partea centrală a cuibului. Avem am prins o albine. Asta e, îmi pare rău.
Avem rezerve încă foarte, foarte multe. Deci trebuie să inversăm corpurile. Ce urmărim? Albinele nu agrează prezența unei cantități mari, mari de miere jos, deci sub... Da, uite că... Doar o secundă să-mi iau încă un corp, pentru că îmi trebuie un corp să așez acest corp. Doar 20 de secunde. Gata, l-am adus. Deci, în momentul în care noi punem corpul cu miere, gata, l-am desprins, o să spună cineva, băi, ai albine rele, gândiți-vă că afară e nor, gândiți-vă că e încă rece la mine și că abia reușim să facem treabă din cauza vântului. Iată ce înseamnă fund cu sită, perfect curat. Asta apropo de unele opinii. Așezăm corpul, fostul corp 2 își ia locul încet așa să nu zdrobim albine. Își ia locul pe fund, pe soclu. Da? Verificăm la final dacă s-a așezat corect. Luăm capacul, bineînțeles. Încercăm să protejăm cât mai mult căldura, nu? Folia, distanțierul, ăsta făcut din bețe ca la mine. Da? Și îi așezăm corpul aproape gol peste corpul cu miere. Verificăm dacă sunt crescături prea mari. Mai facem un pic de ordine dacă e cazul. Da, un pic. Este un mic spațiu între fund și rame și albinele mai cresc acolo. Da, nu este foarte mult. Bun, gata. Am terminat aici. Așezăm cu grijă corpul. Așa, să evităm cât mai mult să zdrobim albine. Dar la 2,5 kg de albine cât am eu aici, 30 de albine nu reprezintă practic nimic, așa că nu ne facem griji prea mari. O distanță aici care nu prea îmi place, dar între corpuri, dar își văd ele de treabă. Și punem distanțierul ăsta șmecher dintr-un bețișor. Punem folia și le mulțumim pentru faptul că ne-au permis să le inspectăm și să le inversăm corpurile. Așa, am pus și am terminat treaba. E, asta e varianta lungă. Haideți să trecem la vecinul lui, repede, 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 sau cât de repede se poate, să facem și varianta scurtă, pentru că metoda mea urmărește eficiența atât la cheltuieli, dar și la timp, nu? Bun, dăm la o parte cutia asta, ne aducem cutiile, sau mă rog, corpurile de ajutor, să vedem ce avem și aici, repede. E, acum putem să începem cronometru, da? În cât timp facem treaba asta? Dăm la o parte.
curățăm. Poate și o recapitulare cât timp fac eu astea pe aici. Deci, în setup-ul meu, ce avem? Avem, opa, s-au spălat. Ce să vă fac? Ce să vă fac? Avem la acest moment prea multă miere sus, prea puțin puiet jos. Ce vrem să facem noi? Să transformăm mierea în puiet și pentru asta, fără să descăpăcim nimic, trebuie să determinăm albinele să facă ele lucrul ăsta. Cum îl fac? Îi punem corpul cu miere jos, albinele se vor apuca imediat de lucru la acest corp, îl vor lichefia, vor muta mierea în zona de sus, unde ce avem? În zona de sus avem puiet mult și spațiu gol. Și atunci, rama 2, cum spuneam, repede, sau mă rog, cât de repede putem. Rezerve frumoase. Nu mai are sens să mai scoatem rame, da? De aici. Gata, am înțeles. De unde scoatem următoarea ramă? Din centru. De ce? Să verificăm prezența puietului. Doar atât. Rama 2 și o ramă, mă rog, în funcție de configurația fiecăruia dintre dumneavoastră, o ramă din centru. Haideți, haideți, că eu știu că e urât afară, dar am ce să vă fac. Scoatem rămuța și verificăm prezența puietului. Se poate mai frumos de atât? Greu. Greu s-ar putea mai frumos de atât. Deci avem puiet căpăcit, ne uităm la margine, da, larve mari, frumușele. Aici deja, uite, văd că se gândește și la trântori. Asta e o ramă de plastic. Adică cu foiță de plastic, de fapt. E o ramă de lemn cu foiță de plastic. Deci, avem puiet bun. Avem și larve. Restrângem corpul. Rezerve avem. Puiet avem. Deci, matcă în activitate avem. Continuăm mai departe cu corpul de jos. Punem folia. Unde ești folie? Punem folia și ridicăm corpul, să-l așezăm de o parte. Da, mă rog, unele, să știți că lipesc mai mult, unele mai puțin. Acum, ce să facem? Asta e situația. Mie îmi plac cele care lipesc totuși mai mult, că asta înseamnă că fac acele pasaje despre care v-am vorbit eu. Gata, luăm corpul, îl așezăm frumos lângă. Da, m-au văzut. Repede verificăm ce este în acest corp. Ce trebuie să avem aici? În primul rând, să vedem dacă are ceva puiet și dacă avem spațiu gol. Asta cu spațiu gol nu e așa greu de realizat, nu? Așa. Ce scoatem aici? Scoatem direct rama centrală, da? Mai are sens să ne chinuim să scoatem rama 2 de aici? Nu, pentru că știm că corpul ar trebui să aibă mult spațiu gol. Bineînțeles că ideal ar fi să aibă păstură sau polen, dar nu stăm acum, sau nu e obligatoriu la acest moment să găsești plăci de păstură sau de polen. Ai extins puietul și jos, probabil că ouă și larve la greu, da, nu e chiar mult, adică e doar așa, nu e chiar toată rama, dar avem albine cu polen. Dacă mai căutăm o ramă, două, probabil că găseam și matca aici, uite că i-a extins puietul aici, dar vedeți, e doar în zona de sus a ramei, pe noi ne interesează toată rama. O altă ramă cu foiță de plastic, foarte bune,
foarte, foarte bune. Apropo de discuțiile de pe net, dacă sunt bune sau nu. Și refacem configurația stupului. Aici, stați puțin că e ceva ciudat. Câte rame am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rame! Păi de ce am 10 rame? Eu trebuie să am 11 sus, 11 jos. Vedeți că la iernare mai faci și tâmpenii de-astea. Mai ai impresia că ai 10 rame, că ai pus 11 rame în stup și tu ai 10 rame. Ce-i facem lui ăsta? Îi mai aducem o ramă. Deci încercăm să păstrăm cât mai bine configurația, da? Adică să există un corespondent între corpul de jos și corpul de sus. Îmi pare rău că am uitat, dar cine știe, cred că asta, asta toamnă a rămas cumva să mai aduc eu o ramă și ramă m-am făcut. Dau un pic de pauză să aduc o ramă și după aceea continuăm. Gata, am revenit. Am adus-o pe asta, vedeți? Băi, oameni buni, ce să zic? Cum se întâmplă de obicei? Mi s-a oprit filmarea în timp ce eu tot puneam corpurile și încercam să explic cât mai detaliat. Îmi pare rău că practic am terminat aici. Mi-am dat seama după ce am terminat stupul. Nu mai stau să filmez, că am o grămadă de treabă, că mai am vreo 25 de lucrat. N-am decât 2-3 ore, așa cum v-am zis. Pe scurt, acum, ca să facem ultima verificare, sau mă rog, recapitulare. Metoda minimalistă presupune, cum spuneam, două lucruri fundamentale. Pregătirea familiei din toamnă, stimularea și hrănirea familiei în toamnă, asta pe care o faceți dumneavoastră cei mai mulți în primăvară, vă chinuiți în februarie cu punguțe, cu eu toată munca asta de stimulare și de creștere a familiei, eu o fac în toamnă. Intru cu 10 rame, ies cu 10 rame și nu am nevoie de nicio stimulare prea mare, nicio, înțelegeți? Nu, eu nu cresc stupul de la 3 rame la 10. Eu intru cu 10 rame în iarnă, sau poate mai bine, dar în jur de 10 rame și pe acolo și ies. Și atunci eu n-am de ce să stimulez, să pun turtițe, jumătăți, punguțe, să descăpăcesc, să recăpăcesc, nu. Pur și simplu, tot efortul a fost făcut în toamnă. De ce? Pentru că atunci este cald, atunci am tot ce îmi trebuie și vremea este mult mai bună. Iar acum doar atât, accelerez dezvoltarea familiei, creșterea familiei prin inversarea corpurilor, prin determinarea albinei să descăpăcească singură cei pe jos și să refacă, dacă vreți, cuibul, dar prin extinderea lui. Nu vă mai țin, sper că ați înțeles, probabil că ați înțeles, dacă sunt chestii în comentarii mai putem discuta. Dar această metodă este cea mai bună și cea mai rapidă. Vă doresc o zi cât mai bună, îi dau bătaie ca-n treabă. Sănătate!